informație de ultim moment, tocmai ce s-a votat în Camera Deputaților, minorii nu vor mai putea să cumpere băuturile energizante. Acel proiect de lege pentru prevenirea și combaterea efectelor consumului de băuturi energizante a trecut de Camera Decizională și va ajunge pe masa președintelui Claus Iohannis la promulgare, după care va deveni lege, așa încât copiii minori să nu mai poată să aibă acces la aceste băuturi care consumate în exces pot avea efecte devastatoare, mai ales cardiace.